studenți, noi pornim acest proiect toamnă. Deci, cred că am laboratorul de biotehnologie și bioremediere. M-am gândit să fac ceva. Tot toamna, ca toate frunzele din curtea interioară și din exteriorul facultății, uitați-vă aici muncim, inclusiv fetele la tăiață, a fost un show, realizarea echipamentului și rezultatul este asta. Cum spuneau cabine astea, colegii mei numesc cabine telefonică. Dar s-a obișnuit că din 2014 până acum, compostorul este umplut cu material vegetal. Aici este studentul care din când în când totuși întoarce, mă rog, să zicem așa, răscolește, în termen mai vulgar, conținutul. De ce? Ca să se producă o aerare. În mediul aerob se produce mult mai rapid compostarea. El a fost dat cam de două ori pe test. Adică cam de două ori într-o lună, așa. Dimensiunile lui sunt cam de 1,6 metri cub. Practic, e o ladă, observați cu niște spații ca să poată intra aerul, că aici mai introducem noi pe un termometru sau cu o sondă din măsurarea umidității. Asta este nu e al nostru, este un compostor de pe internet, cel mai frecvent pe care îl întâlniți. Eu l-am făcut mai înalt, de ce? Pentru că nu m-a interesat compostul. Pe mine m-a interesat de și eu să scap eu. Și atunci, eu pornesc ciclul în septembrie când îmi vin studenții și îl închei tot în septembrie când îmi vin studenții. Și atunci, ai imaginat și vă cum își poate forma aia de pe nisip la mare. Așa fac eu compostorul ăsta. Eu doi oameni sau trebuie doi. El nu e așa de ori. Și îl ridici. Și îți rămâne practic ca un profil de sol. La partea sub inferioară se adună, este adunat, mă rog, e format compostul. Cu cât urci, întâlnești materialul vegetal întreg, să zicem așa, nemineralizat. Da? Mie nu mă interesa să am tot compostul, că nu-l vând. Și atunci, mutam lângă, practic, compostorul, după ce ai pregătit el, trebuie să stai mai întâi să ai o permeabilitate, pui materialul meu compostat în compostor care folosești ca inocul, și doi, compostul rămas îl poți folosi deja. Și o să vă arăt și cum l-am folosit. Bineînțeles că fiind într-un mediu academic, o trebuie să facem lucrul ăsta să fie cât mai științific. Și atunci, se oferă să colecteze gratis materialul vegetal, pe care tu pui la poartă, îl pui la unitate, în fața unității, odată pe săptămână sau odată pe lună, nu știu, depinde de fiecare cum își face manager. El colectează și se ocupă cu chestia asta, iar atunci la firma respectivă, pe o parte intră materia primă pe care o folosește, respectiv deșeurile vegetale, și la poartă are un chioșc în care are saci cu... Păi da, să vin. Partea cea mai interesantă și nostimă și tragică, și mai cum vreți să vă spun, este că dacă vă duceți în magazinele care nu dau niciun nume și luați un săpulez de la cu mraniță, v-ați gândit să analizați, să vedeți câte metale grele are? Inocul ăla de care spuneți, adică microorganismele cele mai bune pentru compostat, sunt nămorurile de la stația depurare. Adică, practic, dacă ai folosit nămorul la stația depurare și ai făcut compost într-o țară oarecare, Ungaria, și l-ai exportat în România, pentru că tu acolo nu vrei să faci agricultură cu nămorul la stația depurare, deja intru în politică. Înțelegeți?